ziua, sunt Tatiana Năstas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Un bărbat de 33 de ani din Suruceni a fost împușcat mortal astăzi în timpul unei partide de vânătoare. Totul s-ar fi întâmplat din greșeală. Un șofer a fost scos cu forța din mașină de câțiva agenți de patrulare după ce a refuzat să le prezinte actele. Întreaga scenă a fost filmată cu telefonul mobil. Trecem la ora de iarnă, așa că să nu uitați să dați ceasurile cu o oră înapoi în această noapte. Un bărbat de 33 de ani a murit după ce a fost împușcat din greșeală de un amic la vânătoare. Tragedia a avut loc astăzi la un iaz din localitatea Surucenii-Aloveni. Potrivit poliției, cei doi bărbați de 33 și 48 de ani au luat o barcă și au mers la vânătoare de rațe pe lac. La un moment dat, bărbatul de 48 de ani l-a împușcat din greșeală în abdomen pe amicul său. Imediat acesta a chemat ambulanța. Victima însă s-a stins în drum spre spital. Oamenii legii susțin că aceștia dețineau armele legal. Pe marginea cazului a fost pornit un dosar penal pentru omor. Un șofer din capitală acuză agenții de patrulare că și-au depășit atribuțiile de serviciu, cerându-i să se legitimeze în timp ce staționa. Mai mult, acesta se plânge că după ce s-a împotrivit, a pornit la drum, însă a fost tras imediat pe dreapta pentru că ar fi depășit limita de viteză. A fost încătușat, a ajuns la dispensarul narcologic și s-a ales și cu o amendă de peste 1000 de lei. Responsabilii de la INP spun că au acționat legal. Legitimație de serviciu! Sergiu Ursu povestește că aseară, aproape de miezul nopții, se afla în mașina unui prieten și staționa lângă o benzinărie din sectorul Buiucani al capitalei. La un moment dat de el s-ar fi apropiat patru polițiști care i-au cerut actele la control. Eu m-am speriat că i-am văzut puteți. Motivul pentru care să-i dau actele, că nu am fost stopat ca să-i înmân un act. În caz dacă eram să fie oprit, putem să-i înmână actele, dar așa de la nic tot de ne actele. Nu m-ați oprit! Ne întâlnim altă dată. Ne-am mai întâlnit! Peste 300 de metri, șoferul a fost tras pe dreapta de către același echipaj de poliție care s-a luat din urma lui. Atunci ar fi început conflictul. Ultima dată vă întreprindem. Nu prezentați, atâtea forță fizică și mijloace speciale. Prezentați legitimația, vă rog. Legitimația, vă rog. Ei au așteptat ca eu să plec din stație de petrol, ca să fiu oprit și să aibă motiv de a cere actele de mine. Bărbatul spune că polițiștii i-au pus cătușele și l-au dus la dispensarul narcologic, unde a fost supus testului de alcoolemie, care s-a dovedit a fi negativ. Acum acesta s-a ales cu o amendă de peste 1000 de lei, dar și cu puncte de penalizare. M-au aruncat la pământ și săreau pe mine parcă călcau lut. Vânătaie pe nas, mai am câteva leziuni, da. Reprezentanții inspectoratului de patrulare spun că oamenii legii au acționat conform legii, iar conducătorul auto a fost prevenit că asta urmează să se întâmple în cazul în care nu se conformează cerințelor polițiștilor. Când l-au oprit pentru a doua oară, inspectorii de patrulare au invocat că șoferul circula cu viteză excesivă, lucru negat de acesta. Nu mi s-a arătat nicio probă. A arătat doar niște faruri, niște nu știu ce, dar a arătat peste vreo 3 ore la sectorul de poliție. Responsabilii de la Serviciul Protecției Internă și Anticorupție spun că s-au sesizat în urma imaginilor postate pe rețelele de socializare și că au pornit o anchetă pe marginea acestui caz. Bărbatul spune că nu are de gând să plătească amenda pe care polițiștii i-au dat-o și că o va contesta în instanță. De la muncă de birou din Parlament și Guvern, la muncă fizică la iarbă verde, miniștrii și deputații au sădit astăzi copaci, marcând astfel Ziua Națională de Înverzire a Plaiului. Oficialii au mers în locații diferite și nu au ezitat să se laude cu reușitele lor pe rețelele de socializare. Au postat poze și filmulețe cu ei cu hârlețul sau sapa în mână. Îmbrăcat în training și Adidas, ministrul agriculturii alături de colegii săi de la minister a ales să meargă la ocolul silvic de la Ivancea Orhei, unde au sădit stăjari. Unde e mai simplu? Văd că acum sunteți cu sapa în mână, mai ușor la guvern sau aici? Cât n-ar părea de straniu, cred că aici e mult mai complicat. E mult mai complicat, fiindcă presupune efort fizic. Când ultima dată ați pus mâna pe sap? Cred că câțiva ani în urmă,
la părinți, atunci când obișnuiam să mergem și să punem, să dăm o mână de ajutor. Asta cu câți ani urmă? 3-4 ani cu siguranță. Pentru ca lucrul să meargă mai cu spor, ministrul s-a gândit să-și motiveze colegii cu un premiu. Un premiu Ghinda de Aur, cei care vor fi mai operativi și în același timp mai calitativ vor efectua lucrările, se vor bucura de anumite motivări. E chiar de aur? Cine finanțează? Guvernul? Deci nu vorbim așa mai mult la figurat. Încercăm să creștem suprafețele de păduri în țară. Fiindcă la nivel de țară suntem cu un procent foarte mic de suprafețe împădurite. Dacă să luăm media, este sub media țărilor din regiune cu mult. Așa că angajații din subordinea ministerului s-au pus pe treabă. Cu sapa niciodată nu e ușor, dar este eficient. Asta e important. Trebuie să avem grijă de mediul care ne înconjoară și să contribuim fiecare ca să-l protejăm. Ghinda spune la o adâncime de circa 4 cm, la un interval de 20-30 de cm în cuiburi, a câte 3 în cuib. Astfel, din 3 plante, șansa ca una o să iasă, o să fie de 100%, iar dacă vor încolți 2-3 plante, acestea vor concura pentru lumină și pentru apă și se vor dezvolta într-un ritm mai lent. Astfel, peste 2 ani vom putea obține un material săditor de înaltă calitate. Avem nevoie de un procent mai mare de împădurire a teritoriului Republicii Moldova și avem 12,5-12,7. Avem nevoie pentru o normă ecologică de 25% în teritoriu, așa că o să participăm cu plăcere în continuare în această manifestare. Și rezultatele o să le vedem la anul. Muncind am găsit niște ciupercuți așa drăguțe și cred că sunt și comestibile. De seară pregătiți ceva? De, clar. După ce au plantat stejarii, oamenii au fost răsplătiți de angajații ocolului Silvic cu vin fiert. Am pus gutui, măr, am pus punem zahăr și piper negru punem. Lumea ce preferă, ceaiul sau izvor? Au preferat și ceaiul, dacă uitați-vă ceaiul fierbe încă. Avem ceaiul fierbinte din Burieni, avem o floare de soc și floare de tei, ceaiul făcut. Cum e izvorul? E foarte bun, mai ales după ce am plantat. Rețelele de socializare au fost pline de fotografii și imagini video postate de oficiali și politicieni. Socialiștii s-au lăudat pe Facebook, au sădit și ei copaci pe mai multe alei și parcuri din capitală. Și Democrații au postat o grămadă de poze. Ziua Națională de Înverzire a Plaiului este organizată în fiecare an în ultima sâmbătă a lunii octombrie, în urma unui decret semnat de Mihai Ghimpu pe când era președinte interimar. Anterior, acțiunea avea loc primăvara. Potrivit autorităților, în acest an urmează să fie sădiți în jur de 143.000 de puieți de arbori și arbuști. Moldoveanul Vitalie Maciunski merge în următoarea etapă a Vocii României. Ieri s-a dat prima rundă de confruntări, iar Smiley, mentorul său, l-a ales să meargă mai departe. Vedeți și alte dueluri explozive de la Vocea României în câteva minute la știri. Schimbăm acele ceasornicului în această noapte, trecem la ora de iarnă, așa că ora 4 va deveni ora 3, iar asta ar însemna că duminică va fi cea mai lungă zi din an. Modificarea afectează însă persoanele cu boli cronice și cardiace, atenționează medicii. Trecem la ora de iarnă, așa că să nu uitați să dați ceasurile cu o oră înapoi în această noapte. Deși vom dormi mai mult duminică, trebuie să fiți atenți, susțin medicii, întrucât modificarea afectează ritmul biologic al organismului. În primul rând, cei mai afectați sunt vârstnicii, cei cu probleme cardiovasculare, cei care au maladii cronice. Se dereglează somnul, este un stres pentru organism, se mai afectează și sistemul hormonal, melatonina, trebuie să ne adaptăm cel puțin 7 zile, de la 7 până la 14 zile la acest regim. Puteți să aveți dureri de cap, somnolență, ori să vă simțiți lipsiți de energie. Astfel, de regulă, în perioadele când se schimbă ora, mai mulți pacienți ajung sub ușile medicilor de familie decât de obicei. Doctorii ne recomandă să ținem cont de câteva reguli pentru a evita asemenea situații. Să beneficiem de orele de zi cu soare dacă sunt și să facem plimbări, să mâncăm cât mai
mai multe fructe, legume, verdețuri, salate din frunzoase. Cei care sunt cu boli cardiovasculare, numai decât să aibă în vedere și să nu uite să-și primească medicamentele, mai ales cei care sunt cu hipertensiune arterială. Disconfortul creat de trecerea la ora de vară și de iarnă, dar și efectele negative asupra sănătății, i-au determinat pe deputații europeni să propună o rezoluție prin care să nu mai fie schimbată ora de 2 ori pe an, așa cum este acum. Inițiativa a fost acceptată și votată de majoritatea membrilor Parlamentului European, iar statele care fac parte din UE ar urma să decidă ce oră vor să păstreze, cea de vară ori cea de iarnă. Nu se știe deocamdată dacă și în Republica Moldova vor fi făcute schimbări. Deci acesta este un subiect care ține de interesele noastre naționale. Dacă se va ajunge la concluzie că nu trebuie să trecem la ora de iarnă sau ora de vară, atunci nu vom trece, până când noi suntem pe aceeași undă ca și toate țările europene. Comisia Europeană cere statelor membre UE să-și anunțe decizia finală până în martie 2019. Tone de mere se strică pe câmp pentru că în acest an avem o producție uriașă de mere, cel puțin asta susține ministrul agriculturii, care a venit cu un îndemn către agricultori să investească în depozite frigorifice. Cu frigiderele însă problema celor care au livezi de mere nu se rezolvă, oricum nu au unde să le vândă. În acest an chiar avem un record de producție, peste 20% conform datelor estimative vom avea mai multă producție, chiar cu media pe ultimii 3 ani. Și acest lucru oarecum a creat această dificultate. Astfel explică ministrul agriculturii faptul că în acest an tone de mere adunate de agricultori se strică pe câmp. Potrivit ministrului, o soluție ar fi ca țara noastră să dispună de mai multe fabrici de procesare a merelor. Practic 4-5 întreprinderi la ziua de astăzi se ocupă cu procesarea și aici fac cu greu față volumului mare de producție și m-am aprobat un preț minim de referință pentru achiziție de 1,20 lei, dar din păcate procesatorii nu duc cont de acesta. Agricultorii nu ar trebui să-și plângă de milă, dar să investească în depozitele frigorifice, susține ministrul. Noi chiar am creat recent posibilitatea de a participa la târguri și la diferite iarmaroace care sunt organizate la nivel de Chișinău. Și vreau să vă spun că este o reticență din partea fermierilor, nu văd interes. S-au obișnuit ca de fiecare dată cineva din câmp să vină să le cumpere producția. Ori pentru piață trebuie de luptat și trebuie de muncit. Doi, desigur, mai multă dedicație pentru a dezvolta activitatea lor în sensul construcției de frigidere, de investiții în diversificarea producției respective. Deși anul 2018 este un an favorabil pentru recolta de mere, unii agricultori se plâng că fructele se strică pe câmp pentru că nu au unde să le vândă. La fabricile de suc, mărul este cumpărat la un preț mic de 70 de bani per kilogram. Avem medici buni, dar care sunt puțin susținuți de autorități. Pentru a ridica nivelul medicinei din Moldova este nevoie de finanțare, spitale noi și utilaje performante, spun neurochirurgii străini care participă în aceste zile la o conferință în capitală. Totuși, chiar și în condițiile actuale, ne putem lăuda cu intervenții complicate realizate cu succes. Due to the time from my first visit to now, I have observed a fantastic improvement in neurosurgery in Moldova. Jacques Brodsky este un neurochirurg de succes și membrul Senatului din Belgia. Doctorul are origini din Moldova. Părinții lui sunt din Soroca, însă toată viața profesorul și-a petrecut-o în Belgia, unde s-a născut. Așa că spune că vine cu drag la Chișinău și urmărește cum evoluează medicina de la noi. My family came from Soroca and Vertigeni, so I came several times for neurosurgical lecture. But also for personal reason too. Medicina din Moldova trebuie să fie susținută în primul rând de autorități, pentru ca pacienții să beneficieze de asistență medicală de calitate. Neurochirurgul belgian susține că putem să ne mândrim cu specialiști buni, doar că în lipsă de utilaje și laboratoare moderne, aceștia nu vor putea să salveze vieți. O intervenție chirurgicală, de exemplu, prin care au fost eliminați trombii din vasele creierului, ce a avut loc în premieră în medicina de la noi acum câteva săptămâni, deja de 10 ani are loc în Belgia. Asta datorită posibilităților pe care le au specialiștii străini. He had not the sophisticated tools, he had no good microscope. Every year we have new tools, we have new improvement. Neurosurgery is improving a lot. At the beginning we were battling for saving life. Now we battle
to save quality of life. If you have not the support of your government and Minister of Health, you will never be at the top level. Neurochirurgi din peste 20 de țări ale lumii și-au dat întâlnire la Chișinău la aniversarea 60 de ani a Institutului de Neurologie și Neurochirurgie de la noi pentru a vorbi despre ultimele realizări în domeniu. Specialiștii moldoveni spun că au avut și ei cu ce să se laude. Lucruri bune și în știință, au fost apărate 42 de teze de disertație de către colaboratorii instituției noastre. Au fost create 3 centre științifice care lucrează în diferite domenii, în neuroștiințe, în somnologie, în vertebrologie, în migrenă. Au fost efectuate o serie întreagă de operații noi și în coloana vertebrală și operații minim invazive și operații foarte dificile la creier. Garda rămâne acolo. Noi am venit aici, dar garda este pe loc, care tratează pacienți foarte gravi, care încearcă să salveze foarte mulți pacienți. Conferința internațională la care participă neurochirurgii străini durează 2 zile. Toamna, satele Moldovei se neacă în valuri de fum, oamenii pun mormanele de frunze căzute pe foc, fără să țină cont că acest lucru este interzis. Ieri, inspectorii ecologici au bătut pe la ușile gospodarilor și au împărțit amenzi. Au avut însă și un sfat: frunzele pot fi îngropate în pământ ca îngrășăminte pentru sol. Chiar de la primele ore ale dimineții, în localitatea Fundurii din raionul Glodeni, plutea un fum dens ca o ceață. Peisajul nu i-a încântat pe inspectorii ecologici, care au împărțit amenzi. Чтобы вы знали, що нельзя сжигать эти листья. За такое нарушение вы будете оштрафованы. Заплатите вот 300 лей штраф. Această femeie a adunat mai multe mormane de frunze și le-a dat foc, așa cum face în fiecare an. Ea spune că nu are altă soluție. De frica amenzilor, unii săteni au găsit o ieșire din situație. Și vă știți frunzele astea care cade pe arbă? Le lăsăm pe arătură. Ia că asta-i bun. Ați și la anul roada mai mare. Dar pe eu nu le dau foc. Eu le dau pe arături. Le greblez ghirișor și le pun pe ogoș. Când ard, am arătura și epște dânsele. Vine și la iepuri le dau și chiar și la oi și la iepuri și le pun în saci pe iarnă la iepuri am dacă n-am fân. Responsabilii de la ecologie spun că această problemă apare în fiecare an și că deseori inițiază campanii de informare a cetățenilor. În cazul în care arderea deșeurilor vegetale are loc în câmpurile agricole, ceea ce provoacă și degradarea resurselor de sol, amenzile oscilează pentru persoanele fizice de la 3.000 la 4.500 de lei. Părere de rău, populația Republicii Moldova nu cunoaște despre valoarea energetică pe care o are acest tip de deșeuri. Ecologiștii recomandă oamenilor să îngroape frunzele în pământ ca îngrășăminte pentru sol, decât să le dea foc. Creșterea economică pe care se bazează autoritățile pentru a majora salariile bugetarilor este una necalitativă. Economia țării noastre se ține mai degrabă pe remitențe decât pe investiții, arată un raport făcut de Expert Group. Așa că în contextul ultimilor proiecte lansate de guvernare și a situației demografice proaste, Moldova s-ar putea pomeni în câțiva ani cu un deficit bugetar care se ducă la tăieri de cheltuieli în diferite domenii. Experții au rezerve în privința creșterii economice de 5,2% înregistrată în prima jumătate a acestui an. Această animare a PIB-ului, invocată de guvernare ca să-și justifice proiectele considerate cu iz electoral, ar fi de fapt una nesigură, cred experții. Potrivit lor, în loc să avem investiții, pilonul de sprijin al economiei rămân transferurile de bani de peste hotare. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, volumul remitențelor în primele 9 luni ale acestui an au crescut cu aproape 1 miliard de dolari, ceea ce înseamnă cu 10% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. O mare parte din bani vin din statele europene, deși până acum 5 ani, majoritatea transferurilor erau făcute din țările CSI. Cele mai mari sume ajung la noi în țară din Rusia, Israel, Italia, Germania și SUA. O creștere economică care nu este însoțită de o creștere sănătoasă a activității investiționale private, ne vorbește despre o calitate scăzută a acestei creșteri și despre o neîncredere în mediul de afaceri.
sau o încredere scăzută a mediului de afaceri în perspectivele economice. Datele analizate de expert grup arată că niciodată din 2000 încoace Moldova nu a trecut printr-o criză investițională atât de lungă și profundă. Analiștii se referă la lipsa întreprinzătorilor locali, dar și a celor străini. Trecem printr-o perioadă în care investițiile bat pasul pe loc. Acestea sunt sau cresc mult mai lent față de situația de până la criza din 2009. Sunt în mare parte, deci din contul profitului reinvestit, ceea ce înseamnă că investițiile sunt făcute de către companiile care deja sunt prezente în țară și nu vedem subscrieri noi de capital. Raportul de stare a țării realizat de economiștii de la Expert Group indică faptul că ne-am putea pomeni cu un deficit bugetar după alegerile parlamentare. Asta pentru că s-ar fi turnat o grămadă de bani în proiectele guvernării. Băncile comerciale vor fi principala sursă de acoperire a acestui deficit, iar aceasta se va răsfrânge negativ asupra activității de creditare a băncilor și asupra activității investiționale, deoarece băncile vor prefera să crediteze statul în defavoarea sectorului privat. Unde mai pui că și situația demografică este una proastă. În ultimul deceniu, numărul pensionarilor a crescut cu 23%. Prin urmare, cresc cheltuielile, nu și veniturile. În plus, aceasta creează riscuri și pentru sistemul medical, deoarece oamenii mai în vârstă apelează mai intens la serviciile medicale și cresc cheltuielile. Cresc presiunile și asupra bugetelor publice locale, deoarece, anume, în localități, ponderea populației vârstnice este cea mai mare. Am încercat să obținem o reacție de la Ministerul Finanțelor, serviciul de presă al căruia ne-a cerut să trimitem o solicitare. Până acum nu am primit niciun răspuns. Expert Group este un centru analitic independent specializat în cercetări economice și de politici publice. 8 concurenți au trecut cu bine aseară de prima rundă de confruntări de la Vocea României. Printre aceștia se numără și moldoveanul Vitalie Maciunski, concurent din echipa lui Smiley. În ring au intrat 6 dueluri și un trio. Antrenorii au format aseară primele cupluri și au ales melodiile care au răsunat în prima ediție de confruntări din sezonul 8 Vocea României. 6 duiete și un trio au încântat publicul, iar dintre concurenții care au intrat în ring, jurații au ales doar pe cei în care au văzut potențialul de a ajunge cât mai aproape de marele trofeu. Echipa Smiley a avut 5 reprezentanți în ring care au format un trio și un duet. Aceștia au fost Andreea Popa, Militaru și Lavinia Rusu, dar și duietul Evelina Gavan versus moldoveanul Vitalie Maciunski. Cel din urmă a fost ales de Smiley și va merge mai departe în competiție împreună cu Lavinia. Echipa Irinei a fost reprezentantă în prima rundă de confruntări de Dora Gaitanović și Lăcrimioara Bradoschi, dar și Silvia Vârlan versus Alexei Dragu. Chiar dacă i-a fost extrem de greu să aleagă dintre cele 4 voci, Irina a decis să meargă mai departe alături de Dora și Alexa. O să merg mai departe cu Dora. Dora Gaitanović! Echipa Andra a adus în ring 2 concurenți ale căror voci s-au completat perfect, Renate Grand și Florian Popa. Ei au creat un moment plin de forță și emoție, însă Andra a fost nevoită să-l aleagă doar pe unul dintre cei doi, așa că decizia antrenoarei a fost Renate. Echipa lui Tudor a avut 2 dueluri în ring, Cristian Alexa versus Joel Benson și Dombi Șandor versus Mihai Meiroș. Tudor i-a ales pe Cristian și Mihai. O să merg mai departe cu Mihai. Vinerea viitoare de la 20:30, confruntările continuă, iar lupta pentru un loc la Vocea României se dă în ring. Te
tenismenul moldovean Radu Albot a furnizat o nouă surpriză plăcută admiratorilor săi. S-a calificat astăzi în semifinalele unui turneu internațional Challenger din China. Albot l-a învins în 3 seturi pe un chinez. Radu Albot a jucat astăzi cu indianul Ghunezwaran în semifinala turneului Challenger de la Luzhou. În primul set, tenismenul moldovean a fost stăpân pe joc și a dictat ritmul acestuia. Albot s-a impus cu scorul de 6-3. Albot a început prost setul secund și a fost condus cu 2-0, apoi și-a revenit, dar setul a fost unul haotic cu mai multe break-uri reușite de ambii tenismeni. Pe final, Albot a dat dovadă de tărie, de caracter și a câștigat cu 6-3, ajungând în marea finală a campionatului. O oră și 10 minute a durat partida. Mâine, Radu Albot, care ocupă locul 89 în topul mondial, îl va întâlni pe sârbul Miomir Kecmanovic, numărul 149 în clasamentul ATP. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea Gusturile, se discută. Eu vă aștept și la jurnalul Orei 20. Pe curând!